No, salutare oameni buni și bine v-am găsit la episodul 12 din Amnesia. 12, ce țărănește sună. Și nici n-aveți idee cât de obosit sunt. Am dormit vreo 4 ore, cred, sau ceva de genul. Mă uitam la 2 degeaba și ce m-am gândit eu. Hai să mai trag 2 episoade din Amnesia. Că și așa n-am ce face. Am rămas aici și cred că muie ăla e pe urmele mele. Bă, deci stai un pic. Avem... hai să o folosim. An empty glass container. Bun. Și ce trebuie să facem? No mementos are available. Super. Oricum o să mergem pe aici ca șoarecii. Că... ce zice? Storage. Hai să o luăm pe aici să vedem ce găsim. Cell area 4. Bun, pe aici ce avem? Folosim asta. The padlock remains unaffected by the event. Păi și ce mai camăsii trebuie să-i fac? Rahat. Unde dracu să mă bag? Mă bag aici. O să stau aici în beznă. De ce, Doamne, iartă-mă, nu pot să merg și eu odată liniștit fără să dau de ceva? Sau să dea ceva de mine în cazul ăsta? Mi-e frică să fiu sincer. Adică nu că mi-e frică, dar știu că nu mai scap de el după. Hai că cred că e liber acum. Sper cel puțin. Ia să vedem, asta se deschide? Oh, da, tati, da, da, da. O luăm așa frumos prin beznă. Mai era ceva? Nu, nu mai e nimic pe aici. Și câștigătoarea-i stânga. Ce ciudat a sunat asta. Câștigătoarea-i stânga. Frumosule, pe unde ești? Sper să nu-ți văd mutra aia dezordonată. Avem ceva, avem ceva, n-avem nimic. Hai să mai facem lumină prin zonele astea. Că prea îi beznă, mă, tati, mă. Dar nu cumva pe aici... Ba da, pe aici am venit. Ia să vedem ce avem noi. Ce m-am speriat să moară, mă, ta, ce-a fost aia? Ce zice aici? Kitchen. Trebuie să iau ceva de aici? Cred. Așa se deschide. 4th of August, 18, as we... The knife mers wow, ca bla bla bla. Total neinteresant, știm deja care-i povestea. Rahat. Să nu-mi spui că vine încoace. Nu? Ok. Ia să vedem. Rahat. Nu, nu. Nu sunt aici, eu nu sunt aici. Uite porcii aia de acolo, îi vezi? Uite, ăștia sunt morți. Și eu sunt mort. Și eu în momentul de față sunt tot un porc. Deci, n-ai de ce să-ți faci griji. Nu trebuie să vii după mine. Ai putea la fel de bine să pleci. Nu, nu sunt aici, nu sunt aici. Pleacă dracu odată. Nu-l văd nici așa măcar. A plecat. Să
Sper că nu poate să mă vadă în timp ce merge. Ce dracu, șobolan morți. Se mișcă ceva acolo sau nu văd eu bine? A, nu. Mi s-a părut. Bun, hai să folosim asta. Ia să vedem. Da, cum că mi-a dat ceva? Ah, mă rog. Bun, deci acum it is filled with acid. Avem un borcan plin cu acid. Bun, și ce facem cu el, tati? De fapt, am o vagă idee, dar sper să nu mă întâlnesc cu ăla până atunci. Cred că știu ce trebuie să fac. Probabil trebuie să torn acidul ăsta pe, cum îi spune, pe lacătul ăla. Și după să dau cu ciocanul și cu dalta. Adică, na, e o idee până la urmă, nu știu sigur. Dar cum spuneam, sper să nu mă întâlnesc cu față spartă. Mai avem tinderbox, nu mai avem. E bine, ce să mai... E bine de tot, tati. Storage, pe aici parcă era. Lol, ce beznă e aici. Îmi bate inima ca la porumbel. Where the fuck is that shit? Parcă nu pe aici. Lacătule, uită-te, nenorocitule care ești tu. Ce, mă? Cum nu? Păi eu nu pe aici trebuie să o iau. Bine, încercăm și alte variante, mai cotrăbăim. Hai să vedem pe aici. Alte căi de evadare. A, uite aici încă ușă. Ia să vedem noi ce avem aici. Un tinderbox înainte de toate. Bun, la ăsta a mers. Și rahatul vine. Sărăcia vine. He, muie, fraiere, că nu mai ajungi tu până să ies eu. Dar totuși mă deranjează sunetul ăsta. Bun, foarte tare, suntem în canale. Acolo unde se strânge rahatul și șobolanii. So you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type. Mucles pentru 2 secunde, deci ulei nu mai avem, dar mai avem un recipient. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Gata, păpușă, ți-ai revenit? Da, ți-ai revenit. Nou, oameni buni, cam ăsta a fost și episodul din... De fapt, nu pe ziua de astăzi, fiindcă e seară în momentul ăsta când eu înregistrez. Deci cam ăsta a fost și episodul pe seara asta. Dacă v-a plăcut, știți și voi ce aveți de făcut. Un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Și nu uitați să vă abonați ca să nu pierdeți videoclipul următor. Dar până data viitoare, hai, ciao, lăsați!